După ce s-au închis ușile, au fost dezbătute aceste discuții legate de faptul că lui Caled îi place de Laura și că a declarat acest lucru cu subiect și predicat. Spunea Alexandru că până la urmă a fost un calcul al lui Caled de a lăsa pe Laura la acel task și Albert nu știu dacă știa sau nu. L-a întrebat direct pe Caled dacă îi place Laura și el a răspuns că da. Iar Albert i-a zis bravo și Caled cred că. Mi s-a părut că n-a auzit bine și a zis ce. Și Albert a repetat, bravo. După a încercat din nou să explice care ce a spus și la capricii, că în tot acest timp a vrut să analizeze bine situația, să se integreze printre concurenți și de aceea nu a dezvăluit încă de la început numele fetei pe care îl place. Iar Albert și-a dat seama de ce a spus și după minute bune a zis, iau și ce am zis și eu, bravo, păi fata e într-un cuplu și a început să râdă.